Crezi în dragoste romantică? Da. Ce? Cum ai defini lucrul asta? Nu știu, nu am stat niciodată să mă gândesc foarte bine la lucrul acesta. Dar cam ce ar fi dragostea romantică? Nu știu, o dragoste mai. cu mai multă afecțiune. Cam asta înțeleg eu. Crezi că asta rezistă după primii ani de căsnicie? Uh, nu, dacă este numai această dragoste romantică, bineînțeles că nu. Trebuie să fie mai mult decât uh, o simplă dragoste romantică dintre doi adolescenți. Dar cred, ziceam, pentru că cred că există, că vedem adeseori, lângă cei de lângă noi, vedem această dragoste romantică. Deci, există și tu? Nu, nu. Există, ai văzut în Biblie sau ai auzit de la alții despre exemple de dragoste romantică în Biblie? Nu aș putea să vă dau un răspuns la asta. Imaginezi un cuplu în vârstă care trăiește o dragoste romantică? Eu am văzut cupluri care se țin de mână, dar nu știu dacă este dragoste romantică sau o uh, prietenie foarte bună dintre acești doi. Okay, și atunci, uh, ce exemplu de gest romantic poți să dai tu? <laughs> nu știu, bănuiesc că ținerea de mână, dintre cei doi este un gest romantic, nu? Știți din Biblie ceva exemple de dragoste romantică? Mm. Având în vedere că atunci trăiau mult mai mult decât noi la început, mai ales consider că se păstra mai mult romantismul. Da? Să mă gândesc la un exemplu. Mm. Nu, nu, nu vine acum, de moment nu. Pasajul celebru din 1 Corinteni, capitolul 13 are de -a se aplică și relației dintre doi oameni căsătoriți. Da, deci cred că descrie foarte bine dragostea în Corinteni 13 și se aplică, ar trebui să se aplice la un cuplu căsătorit. A, dragostea romantică e bazată mai mult pe sentimente, din câte știu. A, este o perioadă, probabil, pe care mulți o experimentat-o și care este o parte din viața noastră, poate o parte trecătoare, este o perioadă frumoasă, dar o perioadă care te poate lăsa uneori cu speranțe dezamăgite. Este un sentiment, dar nu o perioadă în care este important să iei decizii în viață. Și cam cât credeți că rezistă dragostea asta romantică? Să zicem, cam câți ani din căsnicie? O viață, doi ani. Uh, cred că poate să dureze o perioadă, poate chiar să reînvie, să fie o parte mai târziu, dar cred că este mult mai important să fie o altfel de dragoste, bazată mai mult pe decizie și pe uh, decizia de a iubi indiferent de sentimente. Și, într-o căsnicie pe care aș vedea-o fericită, cred că această dragoste romantică trebuie să fie îmbinată sau să înfrumusețeze o dragoste adevărată, o dragoste pe care o iei din altfel de motive, motive de, de a iubi cealaltă persoană, bazată pe ideea de a fi împreună pentru viață. Și vă puteți imagina un cuplu în vârstă trăind o dragoste romantică? Da, da și am văzut persoane fericite și trăi în parcă erau primii ani ai adolescenței. Ne puteți da exemplu de un gest romantic? Păi pur și simplu să te plimbi în parc de mână, să faci complimente și să apreciezi prin gesturi mici și drăguțe cealaltă persoană pentru ceea ce este. Pasajul celebru din 1 Corinteni 13, vi se pare că se aplică și într-o relație între doi soți? Da, da, și este dragoste de care ziceam că este mai importantă să fie o dragoste care îi uh, ceea ce oferă baza căsniciei și dragostea aceea care trece indiferent de, de ce în intemper, ar veni într-o căsătorie. Știți Bineînțeles că există dragoste romantică și o definesc ca dragostea dintre bărbat și femeie, eros care apare indiscutabil, indiferent dacă ești creștin sau nu, și tot atât mai mult cred că trebuie să apreciem faptul că suntem creștini și știm că este o, este o, o calitate dată de Dumnezeu. Cât rezistă dragostea asta romantică în căsnicie? Cam cât credeți? Nu știu, că n-am -am trăit până la 70 de ani. Dacă... Dar din ce ați auzit și văzut până acum? Cred că toată viața. Cred că toată viața. Ne puteți da exemplu de un gest romantic? Mm. E motivă. Gest mm. romantic. Da, cred că era pe față. Mâncarea pe față. Lipsa pasiunii, dispariția pasiunii, credeți că are de-a face cu divorțurile? Da, cred că da. Un cuplu în vârstă, vi-l puteți imagina, trăind o dragoste romantică, apropo de despărțiri și de longevitate în dragoste. Un cuplu în vârstă trăind o dragoste romantică. Da, pentru că romantismul cred că se poate caracteriza prin mai multe în mai multe forme. Cred că și o, o plimbare până la urmă, o urmă poate să fie rom romantică și asta poate să fie și la 70 de ani. Orice gest po poți să-l faci în viață să, să aibă o tentă romantică dacă îl faci pentru cel de lângă tine. În Biblie știți vreun exemplu de dragoste romantică? De, roman de dragoste romantică? cred că... Cred că... Solomon. Solomon a trăit ceea ce, scris, ceea ce este scris în Cântarea Cântărilor. Cred că este, cred că este una dintre formele de exprimare a romantismului. romantic acest liliac pe care l-am aici. Nu știu dacă a fost uitat aici sau a fost pus intenționat. Hai. Face parte din decor. Într-adevăr, liliacul este unul dintre uh, simboluri. Da, excelentă idee. Uh, un tinerel spilcuit uh, mergea printr-un parc și la un moment dat uh, se uită la o domnișoară care privea uh, lacul din fața dânsei, printre lilieci probabil, și încercând uh, o abordare destul de politicoasă, subtilă, dar destul de directă ca să își manifeste intențiile vitejești, spune, uh, domnișoară, sunteți romantică? La care dânsa a spus, nu sunt croitoreasă romantică, ești tu cu mai ta și cu taică -tă. În acest uh, caz, eu țin cu croitoreasa, și să vă explic exact de ce. Uh, am intitulat uh, sesiunea din această seară Dragostea romantică între Eros și Agape, manifest antiromantic. Uh, de ce este așa? Și când am anunțat lucrul acesta studenților mei, unul dintre colegii uh, din catedră m-a întrebat: Este imposibil, tu ești un romantic incurabil, cum o să spui așa ceva? Există informații secrete cum că așa ar fi un romantic greu de vindecat. Cauza pentru care dezbatem acest subiect în seara aceasta sunt câteva observații pe care le-am notat aici, câteva observații triste și câteva dezamăgiri. Am observat câteva lucruri din experiența de viață și din experiența pastorală. 1. Că dragostea eternă durează trei luni. 2 că după promisiunea bărbaților de a le aduce lor și luna de pe cer când sunt în perioada de prietenie, imediat după căsătorie devin absolut și să ducă găleata cu gunoi până la locul respectiv. Trei, că după ce le-au ocupat vazele cu buchete de flori în toată perioada romantică a prieteniei, după ce se căsătoresc le aduc cadouri de uz comun, cum ar fi bețe de pescuit. Uite ce am cumpărat, dragă, pentru următoarea noastră ieșire romantică. A, te superi, nu-ți convine, păcat că a fost cadou meu, mă duc cu Gigi. <rători> Patru, Am observat că doi oameni, după trei ani de căsătorie, deși înainte vreme nu le ajungeau minutele la telefon să vorbească, după câțiva ani de căsătorie se pedepsesc prin tăceri prelungite și îmbufnări și uh, fiecare zice în mintea lui să vedem dacă o să vorbească el primul. Și așa apune soarele peste mânia lor. Că după ardente întâlniri romantice, la cofetării sau restaurante conform buget, după căsătorie, aceiași juni, curtenitori devin foarte mofturoși la efortul dânselor după trei ore de lucru în bucătărie, bucătărie care miroase într-adevăr un pic ars. El spune, asta e mâncare? Mai bine mergeam la restaurant. Ia, dar ce, ai bani? Ți-a dat tactul? <răză> Explicați-mi și mie, spune Alina, la un moment dat într-o corespondență, de ce acum când sunt a lui, imediat se întoarce cu spatele? Cenzurat restul frazei. Am observat de asemenea că majoritatea fetelor când se gândesc la căsătorie se uită în albumele cu rochii de mireasă. Și nu își pot imagina, sau foarte greu își pot imagina, viața de a doua zi în training, în blugi, adică viața normală, care urmează imediat după căsătorie. Da, fetelor, uneori ei vor uita să se radă, așa cum nici voi nu veți spăla vasele cu unghiuțele alea... Da, mulțumesc, pare rău pentru întrerupere. Cu unghiuțele alea pictate cu floarea soarelui pe ele și destul de lungi. Nici pe și apropo, nu se pot schimba primejdie pentru copil în acele este foarte interesant că după zilele de prietenie și întâlniri, petrecem o temporalitate fragmentată. Da? Ne vedem, hai să spun, cel puțin o oră, două pe zi, maxim în perioada de prietenie, după ce împărțim același spațiu privat. Descoperim cu stupoare și unii și alții că suntem normali, adică avem aceleași nevoi fiziologice și unul și altul folosim toaleta, mirosurile noastre naturale nu pot fi celebrate, descoperim că avem ticuri, ne descoperim unii altora cremele, creioanele, rujul și așa mai departe. Descoperim de asemenea că bigudiurile sunt vinovate într-adevăr pentru cârlionți și creionul negru pentru sprâncene și rujul ajută niște buze din care se duce sângele, uneori de nervi. De asemenea, am descoperit că odată cu trecerea timpului, unii bărbați continuă să crească în față și în înălțime, de aceea le iese capul din păr. Odată cu... N-ați observat. Paradoxal totuși, paradoxal, deși ei continuă să crească, în ciuda acestui lucru, ei încep să le spună lor mami și ele le spun lor puiule. <laughs> încet, încet, ea preia rolul de conducător și așa ajungem la ceea ce Marx a definit ca exploatarea omului de către femeie. 10. Odată cu apariția copiilor, bărbații devin din ce în ce mai preocupați de viitorul acestora și le aranjează uh, viitorul luminos, rezolvând la știri problemele din Orientul Mijlociu. De asemenea, sunt foarte preocupați de echipele de fotbal în care vor juca progeniturile lor, așa că trebuie aranjat și acest lucru, tot în fața televizorului. Apar două grupuri noi. Băieții, de la bere, de la fotbal, de la servici, și fetele, grupul ei. Grupul ei de prietene care știu deja cam tot ce se petrece în casa voastră. În timp ce, și 11, ultima observație, în timp ce soțiile încep să miroasă altfel, din cauza statului în acea bucătărie, care mi-a un pic ars, într-adevăr, când vine el în loc să reia din amintire expresii ca semeni cu un crin. Expresia se transformă semeni cu maică ta. Sau, așa cum am spus, de la acel tu languros din cofetărie, da, începe să audă ea tu și cu maică ta și cu taică tu și cu toată familia ta. Întrebări de la care am pornit. Există oare în Biblie dragoste romantică? Am călătorit din nou prin geneza și am descoperit că, în afară de joaca a două personaje pe care le-am amintit în celelalte sesiuni, nu prea avem dragoste romantică. Acolo avem niște căsătorii aranjate și uh, romantismul în înțelesul vulgar al termenului, dar și științific al termenului, nu se găsește. Tocmai am desfințat romantismul cântării cântărilor data trecută și am văzut că. Nici acolo nu găsim romantism dacă avem de-a face cu un cântec al dezamăgirii. De asemenea, ne-am întrebat ce înseamnă, totuși, romantismul. Este ceea ce facem noi sau suntem romantici? Vorbim de gesturi romantice, vorbim de ser romantice, vorbim de uh, timp de prietenie romantică, dar nu vorbim prea mult de romantici. Deci putem fi romantici sau acționăm doar romantici. Adică romantismul este o stare a spiritului, o condiție a acțiunii noastre sau romantismul poate într-adevăr defini o condiție permanentă a uh, cuplului. Există oare posibilitatea ca dintr-un cuplu numai unul singur să fie romantic și celălalt? Nu. Ne putem imagina romantism dincolo de perioada tinereții, romantism de la 50 de ani încolo? O altă întrebare. Textele despre dragoste din Scriptură, cum ar fi Ioan capitolul 15, 1 Corinteni 13, pot fi forțate și întinse și peste căsnicie? Când dispare romantismul? Când dispare pasiunea? Când apare monotonia? Când dispare erotismul? Există vreo diferență dintre dragoste, iubire și amor? Am încercat să fac o schiță a ariei semantice pentru cele trei cuvinte, și în limba română este cam așa ar arăta schema, probabil cel mai înalt, iubirea platonică la care ne referim, este iubirea, dar termenul de iubire, care se suprapune în area lui semantică cuvântul dragoste. Dragoste, după cum dau dicționarele etimologice și uh, Cihac și Tictin, spune în felul următor că vine din slavonul dragostu sau dragosti, care înseamnă și minune, dragoste înseamnă minune, dar înseamnă și de asemenea și plăcere, înseamnă și conveniență. Iată, uh, probabil dragostea are uh, aria semantică cea mai mare. Iubirea este uh, cea mai aerată dintre toate, dragostea se poate întinde până la amor, amorul amorezii, deja sunt în zona cealaltă a dragostei erotice. Așa că dacă ar fi să ne uităm la aria celor trei cuvinte, probabil iubire putem spune pentru grecescul agape, am văzut că s-au scris tone de uh, hârtie pe această dragoste, dragostea creștină, dragostea agape, și amorul este undeva în zona erosului. Dragostea este media aritmetică dintre cele două. Ce s-a întâmplat cu dragostea noastră și cum ne salvăm iubirea de romantism? Ca să înțelegem ce este romantismul, trebuie să înțelegem romantismul istoric și cultural, în înțelesul vulgar, popular, al cuvântului și cel științific. Așa că aș vrea să descriu pe scurt, și sper să nu devină foarte pretențios, nu este un curs acesta, încerc să-l să las în limitele unei predici, totuși cred că este extrem de important să înțelegem de ce reacționăm așa de violent în momentul când spunem romantismul este o minciună. Romantismul este o creație diabolică. Și imediat o să spunem, cum? Vai, dar ne distrugeți viitorul, dar noi ce o să -l facem? Noi sperăm că noi o să fim excepționali, deosebiți, altfel decât părinții noștri. E adevărat că ei se plictisesc împreună în aceeași casă și devin doi colegi de cameră, dar noi, noi vom fi cu totul diferiți. Ce este romantismul pe scurt? Am încercat să selectez câteva caracteristici generale ale romantismului ca mișcare culturală, ca să înțelegem de unde vine dragostea romantică, o creație uh, recentisimă. Uh, M-a întrebat cineva, da, da, trubadurii, da, cei care cântau cu lăutele, da, scena balconului din Shakespeare. Uh, dacă avem timp, încerc să răspund și la acest lucru. 1. Romantismul presupune personajul special în condiții speciale. Romantismul stă sub condiția extraordinarului pe oricare dintre limitele evantaiului ar fi acestea, adică de la geniu până la idiot erou excepțional în condiții speciale. 2. Romantismul presupune mutația dinspre raționalitate spre sentiment și spre, de la rațiune spre gândirea rece, dinspre gândirea rece spre năvalnic, spre entuziasm, spre energia vitală care este celebrată. 3. Și citez aici din Enciclopedia Britanică. Romantismul respinge conceptul de ordine, calm, echilibru, armonie, dreaptă cumpănă, idealism, percepția materialului ca material, deci realism și raționalitate, caracterizează, care caracterizează clasicismul, pentru a propune subiectivul, iraționalul, imaginativul, personalul, spontaneitatea, vizionarismul și experiența transcendentală. Celebrat. De, de aceea, uh, well, uh, de aceste uh, uh, save screen-uri pe care noi le avem cu peisaje, tot timpul uh, iubim peisaje și eu mărturisesc că am avut peisaje pe uh, screen saver foarte mult uh, și aia este o predispoziție romantică, dorim natura, dorim ieșirea în afară uh, și așa ne visăm și cerul romantic, uh, să stăm în natură și să celebrăm la iarbă verde uh, bucuria naturii. Un al cincilea lucru, predispoziția spre autoanaliză. Preocuparea pentru lumea lăuntrică, psihologizarea, lirismul personal, Omul din subteran al lui Dostoevski este una dintre, una dintre lecturile pe care vi le-aș recomanda cu mare căldură ca să înțelegem sfârșitul romantismului și să înțelegem ce s-a petrecut după ce scritorii au început să se să analizeze, ce se întâmplă cu sufletul uman. Nu mai avem ca în perioada clasică eroul, personajele, știm cine cu cine ține, și chiar la, la western-uri dacă ne uităm, Știm că cel rău are pălărie neagră, cel bun are pălărie albă, știm cu cine ține, totdeauna binele biruie, personajul este echilibrat. Deci ai o perspectivă clasică. Perspectiva romantică este tulburatul, cel care stă, se gândește, este um, omul din subterană care coboară în subterană din catedrală. 6. Cultivarea imaginației și imaginarului, a virtualului, negarea lumii reale, imaginația și reveria sunt uh, celebrate. Șapte. Experiența personală este promovată în dauna tradiției și unul dintre personajele cele mai importante ale romanților este artistul. Artistul pentru că este excepțional, este genial, el are dreptul să facă orice. Dacă ați văzut filmul Mozart, cred al lui Milos Forman, Acolo este perspectiva romantică asupra artistului. Un dezmățat, unul care pune picioarele pe masă, face tot felul de chestii și din comun, aia este perspectiva romantică asupra artistului. Perspectiva este anulată, deci viitorul, retrospectiva nu contează, prezentul și romantici au redescoperit vorba lui Socrațiu, carpe diem, adică bucură de ziua prezentă. Horațiu spunea, culege fiecare clipă, asta ar însemna tradus mot, -a -mo, dar Iată o reinterpretare romantică a clasicilor. Și 8. Istoria, folclorul, culturile paralele devin interesante în măsura în care extraordinarul și excep excepționalul sunt uh, promovate, adică monstru, îngerul, demoniacul, eonul și citez iarăși din Enciclopedia Britanică. Predilecția pentru exotic, deosebit, misterios, ciudat și chiar satanic. Iată deci în ce condiții ne trăim dragostea. Romantic. Asta este romantismul. Asta este portretul romantismului din orice manual de literatură la Zula, din orice manual istoriei culturilor. Toate aceste trăsături se regăsesc în orice descriere a romantismului. Ei, acum hai să aplicăm la dragostea noastră. Ce s-a întâmplat cu dragostele, cu iubirile noastre, și de ce suntem dezamăgiți? De ce pornim cu atâta entuziasm la drum și de ce dorim din toată inima ca noi să fim altfel și sfârșim după ce ne facem vânt cu atâta entuziasm pe aleea care ne pregătește pentru căsătorie și stăm aici entuziasm și zâmbitori, două, trei luni mai târziu găsești oameni întristați cu descoperirile despre care am vorbit la început. Ce s-a întâmplat cu dragostea noastră? 1. Dacă romantismul înseamnă extraordinar și excepțional, am o veste proastă, suntem normali. Povestea voastră va fi una obișnuită. Dacă te uiți foarte bine la mama ei, în 20 de ani de zile va semăna, e să-i probabilitate cu genetica, nu te joci, va semăna cu mama ei. Și voi veți repeta, la fel și el va crește în înălțime, după cum s-a întâmplat tatălui lui. Suntem oameni obișnuiți. Asta este unul dintre lucrurile pe care ne stau în calea romantismului. Și tot acest mit pe care ni l tot spunem, că noi vom fi altfel decât părinții noștri, noi vom fi altfel decât ceilalți, este o minciună și diavolul este tatăl minciunii. Doi, dacă ne mutăm de la raționalitate spre sentiment, și am ascultat ieri uh, un cântec al lui Elvis, Falling in Love, a cădea în dragoste. Asta este, ce am căzut. Ce să faci? Cazi ca într-o groapă. Foarte, foarte pictoriale, felul cum spun englezii. am căzut în, în dragoste, ce să faci? Și așa, păi, poate să cadă după aia colega de servici, nu-i așa? Și de fiecare dată când îi vine, cade din nou în dragoste, dacă mutăm despre raționalitate, spre sentimente, dacă devenim romantici, dinspre adevăr, spre senzație, dinspre dedicare, spre simțăminte, dinspre năvălirile inevitabile ale eroului romantic, ne construim relațiile pe nisipuri mișcătoare și asta e o minciună și diavolul este tatăl minciunii. De aceea, data viitoare, în luna mai, o să încercăm să discutăm de ce avem nevoie de legăminte. De ce trebuie să venim la nuntă? De ce nu ne putem noi căsători romantic sub clar de lună și sub nucul? De Apropo, vă trage curentul sub nuc. Nu-i bine. Sub un cireș ar fi mai indicat. De ce, de ce? nu putem să le frate? Băso, ce nevoie? E un ritual și e foarte scump de altfel. De ce să facem nuntă? Noi am hotărât înaintea Domnului și l-am chemat pe Domnul și ceata lui de îngeri și au fost uh, uh, martori la căsătoria noastră. Și vă rog să-mi spuneți unde ați găsit dumneavoastră nuntă în Vechiul Testament? În nou de asemenea, ni se spune doar pentru că s-a transformat apa în vin, atât ni se spune de nuntă, dar... Simplu, a intrat la ea, a ieșit de la ea, i-a fost soție și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. 3. Dacă renunțăm la ordine, calm, armonie, dreaptă, cum până idealism și pentru subiectivi, irațional, imaginar și așa mai departe, nimeni nu poate ține ritmul. Suntem ființii care trăim ciclic, avem zile bune și zile proaste, și mărturia unui bătrân pe care am auzit-o astăzi este următoarea. Din toată viața mea de 75 de ani, dacă pot aduna 3 zile din toate momentele fericite, este mult. Din 75 de ani, un om normal, cu uh, statură socială bună, cu uh, 75 de ani, 3 zile, suntem ființii care trăim în timp. Și avem timpuri și momente proaste. Dacă îți bazezi dragostea doar pe fluturașii din stomac, pe picioarele tremurânde și pe mâinile transpirate, îți trece. Și fluturașii se duc, și mâinile se usucă, și picioarele se înțepenesc. de binele și literalmente. Dacă natura și, și naturalul înlocuiește casnicul și interiorul, trebuie să te dezamăgesc. Majoritatea căsniciei tale se va petrece între patru pereți. Veți ieși destul de rar la întâlniri romantice și plimbări prin parc, mai ales după ce apar copiii. Și atunci când ieșiți, ia să ne imaginăm un picnic românesc. Ce fac băieții? Băieții sunt într-o parte cu o berică, iar fetele sunt la curățat salata sau la făcut mici. Așa că întâlnirea voastră romantică se petrece cu bețele de pescuit pe care le-a cumpărat, de fapt, pentru ieșirea cu Gigi. Și băieții stau și discută porcării pe malul apei, fetele stau și discută lucrurile spre care am zis. Iată că este o minciună dacă îți imaginezi că uh, voi veți prinde fluturași pe pășuni verzi și veți burda ca doi îngerași. Iată de ce este un manifest anti-romantic. Autoanaliza. Preocuparea pentru psihologizare, pentru... Și apropo, are Andrei Pleș un articol excelent, vi-l recomand cu mare căldură, Uh, un grup de cercetători, așa se cheamă, cred că majoritatea dintre noastre care citiți presa, vedeți că un grup de cercetători a descoperit că strugurii sunt buni, un alt grup de cercetători a descoperit că mustul este rău, un alt grup de cercetători a descoperit că fumatul face bine la neurone, altul a descoperit că și un grup de cercetători și se întreabă el când o fi acel grup de cercetători care să ne lase în pace. Deci un grup de cercetători a descoperit și te tot uiți cum sunt ele, cum sunt ei, femeile blonde nu știu cum, bărbații brunezi nu știu cum, cei grași nu știu cum, cei slabi nu știu cum. O dragoste pe care o analizezi tot timpul și tot timpul o și tot timpul stai și te gândești, oare o mai iubesc? Oare nu mai iubesc? O iubesc, nu o iubesc, o iubesc, nu o iubesc. La un moment dat vei ajunge la o petală care spune de fapt astăzi nu sunt în modul acela în care aș iubi-o. A, deci nu mai iubesc. Și vine ea la casă și spune, îmi pare rău, -am îndrăgostit de alta. Sentimentele se duc mai ales în momentul când te concentrezi asupra lor. Strivești corola de minuni, a dragostei. 6. Cultivarea imaginației și imaginarului, a proiectivului, a virtualului, a lumii paralele. Toată media, tot internetul, asta este un alt motiv pentru care noi nu avem televizor în casă. Toată media este angajată pentru descrierea unei proiecții false despre dragoste și căsnicie. Telenovelele sunt proiectate special pentru casnica dezamăgită, care în timp ce calcă, lăcrimează, măcar alții să fie fericiți, dacă ea nu este fericit, că Juan și Isabela, ei nu calcă rufe, ei au alte preocupări, descoperă că ăla este fratele lui cumnatul lui Cutare și de fapt au fost pierduți în copilărie și acum sunt frate și soră. Și iată o dragoste tragică, romantică. Iar bărbații, ele se smiorcăie pe deoparte în fața telenovelilor, bărbații stau și pe, acest, pe această cale a romantismului a intrat pornografia. Și încep să dorească o femeie în așa fel în care, în care nici o femeie de nicăieri niciodată nu le va putea oferi ceea ce imaginează ei. Imaginația și imaginarul sunt cultivate de televiziune și internet și acest nou tip de ei, imaginar ne dezolvă ultimul dram de dragoste autentică. Visăm la alte fețe și la alte trupuri tot timpul și tot timpul vor fi fețe mai proaspete și tot timpul vor fi trupuri mai frumoase în timp ce Dumnezeu ne-a dăruit în belșug, ceea ce noi putem experimenta în căsnicie. 7. Experiența personală promovată în dauna tradiției. I-am întrebat pe doi prieteni, de ce se ating atât de mult în public? Și el mi-a răspuns, pentru că noi nu vrem să fim ca voi. Tu ești așa de rece cu soția ta. Noi vrem să fim altfel. Și ce au descoperit după câțiva ani de căsnicie? Că sunt exact la fel ca părinții lor. Dragii mei, ignorarea experienței celorlalți nu ne îmbogățește, ne sărăcește. Cel mai bun lucru pe care îl poți face astăzi este să te uiți cu atenție la căsnicia părinților tăi. Să vezi ce te zaurai. În urmă cu două întâlniri discutam despre două valize. Chiar dacă n-ai cu cine să desfaci valizele și n-ai încă o prietenă sau un prieten, este bine să contempli cu atenție căsnicia părinților tăi. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu a crește într-o căsnicie excelentă, celebrează acest lucru, copie lucrurile bune de acolo. Dacă Dumnezeu te-a lăsat să înveți și să pui la gazetă la așa nu, S-a stins dragostea romantică. Da, da, da. da. Vedeți, diavolului nu-i place toată întâlnirea asta, și face tot posibilul. Există, există niște demoni specializați pe tehnică, alții specializați pe lumini, alții specializați pe alte lucruri. Este o falsă îmbogățire. Niciunul dintre noi nu suntem atât de bocați untric, ca să nu ne hrănim din experiența părinților și a bunicilor noștri. Explorați cu atenție istoriile de dragoste fenomenale din familiile voastre. Luați interviuri mătușilor și unchilor, s-ar putea să descoperiți acolo povești demne de Romeo și Julieta. Veți fi surprinși, noi fiind o familie mare, mama vine dintr-o familie de 12 copii, Soția mea vine dintr-o familie de 10 copii și că avem destui de mulți de verișori și nepoți și rudenii prin alianță, descoper în familia mea și unul dintre lucrurile pe care uh, le iscodesc cu preferință este cum v-ați întâlnit. Cum v-ați îndrăgostit unul de celălalt? Puneți-i pe cei care au 20-30 de ani de căsnicie, vedeți câtă bogăție este acolo. Suntem tot timpul în proces, tot timpul în sfințire, dar tot timpul în îmbătrânire. Șturm un drang, Idealul uh, romanticilor, adică tulburare, furtună, stres. Unii spun că este mai romantic să te cerți. Și este foarte romantic să te cerți pentru că te împași după aceea. Și așa de dulce e împăcarea după ceartă. Asta este perspectivă romantică. Să știți că la un moment dat în ceartă noi trecem o graniță lingvistică și sunt, sunt cuvinte pe care nu le vom putea uita niciodată. Da, este dulce împăcarea dar întotdeauna vor rămânea urmele. Așa că predispoziția pentru exotic, ciudat, misterios, căutarea aventurii cu orice preț, sunt aplicări romantice, dar devin periculoase pentru cupluri. Soluția? Romanticul față de dragostea obișnuită. Agape? Agape sau Eros, Agape versus Eros sau Agape și Eros. Cred că sunteți acomodați cu această toată teorie luată din limba greacă, o teorie artificială, după părerea mea, și vă spun aici în calitate de profesor de limba greacă, toată această teorie că există patru tipuri de dragoste, storghe, filia, agape, eros, și noi putem să practicăm diferite tipuri de dragoste. Dragii mei, noi iubim, punct, full stop. Deci noi iubim cu tot ceea ce suntem. Îmi pare rău să desfințez în seara aceasta unul dintre subtitlurile, chiar din unele traduceri, apare așa, dragostea creștină. Nu există dragoste creștină, așa cum nu există filozofie creștină. Așa cum nu există literatură creștină, există creștini care filozofează, da. Există creștini care fac literatură, da. Există creștini care iubesc, dar nu există dragoste creștină. Așa ceva nu există. Nu există o dragoste care să meargă prin oraș și să fie o dragoste creștină. Există creștini care iubesc, da, și iată, trebuie să o spunem, asta înseamnă că iubesc chiar și erotic. Erotismul nu este exclus nici măcar, și de ce nu aflăm așa de multe despre dragostea din căznicie în Noul Testament, simplu, pentru că majoritatea Noului Testament a fost scris de un burlac. Nu avem cum să aflăm foarte multe lucruri, dar până și el spune în 1 Corinteni 7:5, să nu vă lipsiți unul de altul pe datoria de, 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 de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Legătura firească dintre un bărbat și o femeie și are locul ei și nu există sex creștin, există sex, punct. Există viață intimă între un creștin și o creștină aflați în relație de căsătorie, relația cea mai vulnerabilă din lume. Dar, dar, din punct de vedere tehnic, Orice bărbat și orice femeie normal din lumea aceasta pot avea gesturi și momente romantice, dar. Asta nu înseamnă dragoste. Relația de cuplu presupune mult mai mult decât atât. Și cei ce împărtășesc împărtășesc mai mult decât momente și istorii romantice. Împărtășesc o istorie comună, valori comune, principii comune, o direcție de viață comună. Și de ce nu? o veșnicie comună, cum ne spune Apostolul Petru, care a fost căsătorit. Ele vor fi împreună moștenitoare cu noi. Iată perspectiva. Că putem avea gesturi romantice. Oh, Mediul în care se petrece adulterul cel mai mult, spuneam în urmă cu câteva sesiuni, este mediul de lucru, mediul la servici. Poți avea un moment romantic la servici, un zâmbet așa pe sub mustață, o ridicare de sprâncene, alea sunt momente și gesturi romantice, să nu înseamnă că sunt și legitime. Manifest pentru dragoste obișnuită. Dragoste obișnuită pentru oameni obișnuiți. Ce ar presupune, deci, dragostea adevărată? Eu zic așa, puțin bun simț, puțină civilitate, un pic de caracter, o fire pământească moartă și un caracter cristic născut din nou. Cam asta ar fi soluția pentru o dragoste romantică adevărată. Numai că avem o problemă. Pentru o ființă omenească căzută este imposibil, după cum am văzut, să iubească constant, în fiecare zi, la fel. La un moment dat, unul dintre prietenii noștri a început să facă exces de gesturi romantice și a început la un moment dat să apară cu o cutie mare cu bomboane. Bun, putem toți. La un moment dat a apărut o căldare de flori. Unii cu mai mult efort probabil s-ar încorda să facă lucrul ăsta. La un moment dat, undeva în străinătate, se așează în genunchi și lumea cum se obișnuiește, mult mai civilizați ca noi, aplaudă, urale, încurajează și așa mai departe. La un moment dat o ia în brațe și se rotește cu ea într-un mol și toată lumea și foarte... Tatăl fetei, foarte interesant, tatăl fetei îl cheamă pe băiat și spune, auzi, nu-mi strica fata, știu că sunteți logodiți, știu că o e de soție, dar n-ai să fii în stare să ții același ritm. Nu-i crea așteptări false. Prin toate îngenunchierele astea și prin toate gesturile astea excesive, tu n-ai să reușești la un moment dat să te menții în același ritm. Așa că ea va sta îmbufnată și supărată că acum te-ai văzut cu saci în căruță și că ai pus mâna pe bici și că acum nu mai ești romantic și unde s-a pierdut romanticul pe care ea l-a cunoscut. O, sunt în ființe căzute, și după cum ați văzut, nici măcar o bucată romantică, nu avem timp să o cântăm până la sfârșit. Capitolul 13 din Corinteni este o paranteză. Este o ieșire din decorul retoric. Practic, dacă faceți experienț, o experiență acasă și citiți 1 Corinteni 12 și după aia săriți peste 13 și citiți 1 Corinteni 14, parcă nimic nu lipsește. Tot acolo este o paranteză. Acest imn extraordinar al dragostei este o divagație și este o paranteză extraordinară, cum Apostolul Pavel mai are obiceiul să facă, dar iată ce vrea să ilustreze prin această paranteză. Această paranteză leagă cele două capitole, 12 și 14, după cum am văzut, și întrebarea noastră este dacă se poate aplica și în căznicie. Voi încerca să forțez acest text și să-l aplic și la căznicie. Mai întâi câteva observații pe text. Textul începe cu o serie de condiționale, care vorbesc, iată, romantismul despre excepțional, extraordinar și orice măsură de orice idee de măsură este interzisă. Avem deci un personaj romantic. Eu i spune, l-aș numi super credinciosul. Super credinciosul, o cultură extrem de vastă, știe toate limbile oamenilor și după ce a terminat cu toate limbile oamenilor s-a apucat de învățat limbile îngerilor trăiește experiențe nedescrise, experiențe mistice adânci, experiențe cu daruri spirituale extraordinare, inițiat în toate misterele, în toate tainele științei, cu o bunătate de martir, este gata să se pună pe altar, pe rug. Nu vedeți aici excepționalul, experiențialul, clipa, vizibilul, spectaculosul, aspectaculos, verbul care este folosit pentru mutarea munților, este verbul care spune și dacă aș lua, exact ca Ulise, și dacă aș lua munții să-i mut și să-i arunc o, o putere uh, ciclopică, monstruoasă, din, din, uh, din uh, uh, Homerică, dacă vreți. Dacă aș lua munții să-i arunc dintr-o parte în alta, cu alte cuvinte, să face așa cu munții. Asta e extraordinară imaginea. Al doilea lucru pe care îl observăm, în text. Că aceste toate fapte eroice și nu sunt excluse. Nu trebuie să renunțăm la ele. Și sunt unii care chiar au ajuns să le fie trupul ars, sunt unii care au făcut multe binefaceri și sunt unii care au avut experiențe spirituale extraordinare. Dar ceea ce ne spune Apostolul, fără dragoste, sunt. Verbul acolo este am devenit deja, este un perfect. Fără dragoste, am devenit deja nimic. Procesul este încheiat. Imaginele sunt foarte vii. Sunt un ca un fel, o, o, bucățică de aramă care a căzut din buzunarul cuiva, ca un penny din acela care a căzut din buzunarul cuiva și începe să facă pe asfalt, așa, ca o centimă, da? Și începe să aibă acel zornăit care abia să aude. Este o centimă din aceea de aramă puțin zornăitoare, fără nicio melodie. Este un chimbal, chimval este strămoșul țambalului, sunt un țambal jeluitor traduce un prieten. Sunt nimic, Ba mai mult, și pentru oameni de afaceri să știți că este uh, vorba acolo. Și verbul care este folosit în limba greacă este profitul lui este zero. Cu alte cuvinte, acțiunea este negată, ontologia este distrusă și chiar dacă îți faci calcule de imagine, este zero. Acest extraordinar portret este înlocuit de un altul. Și aș vrea să facem portretul lui Agape, Dragoste Agape. La un moment dat, un pastor care a predicat într-o biserică de pe lângă Bicazu Ardelean, în munți. A început să spună în limba greacă, agape, este așa, agape, este așa, că predica din de 13. La un moment dat, spre sfârșit, la, când se dau mâinile, o soră vine la el, frate, frate, așa de frumos ne-ați descris-o pe sora asta, agapia, spuneți-ne și nouă unde locuiește, să o găsim și noi. Așa că portretul lui Agapia. Dragostea este portretizată, dacă vă uitați mai jos, în pasajul pe care l-am citit, prin calități banale, dezamăgitori de obișnuite, casnice, răstrânse, dometice, ba domestice, banalul este la ea la casă. Ne întoarcem de la munții care sunt aruncați dintr-o parte natală la detaliile micilor vulpi care ne strică viile de acasă. De la altarul de martiriu, apostolul ne aruncă în sufrageria proprie. De la minunile credinței, în bucătărie de la toate tainele și toată știința îngerilor și toată știința și toate limbile oamenilor, unde credeți că ne trimite apostolul? La codul bunelor maniere. De la fapte extraordinare, eroice, la atitudine, la credibilizarea celuilalt. Dar acum ce e această dragoste? Este o metodă pe care o folosește aici, este o metodă de retorică pe care o folosește apostolul, după același principiu pe care funcționează metonimia și sinecdoca, și asta ia, ia o parte pentru întreg. Dragostea? Haideți să nu uităm puțin în text. Rabdă lung, spune aici. Știți ce e eroic în căsnicie? Și ce redă romantismul din nou în căsnicie? Să poți răbda și să poți acoperi toate micile ticuri, toate micile mizerii, parcă a intrat în sufrageria noastră. Dragos este binevoitoare, este amabilă, politicoasă, indiferent de circumstanțe și apropierea dintre cei doi nu interzice codul bunilor maniere. Nu invidiază, nu intră în competiție. A, și tu ai călcat linia continuă, am văzut eu. Lasă că data viitoare fac și eu. Să nu mai îi spui, să nu mai faci observații. Nu are entuziasm pentru dosare. Nu este birocrat, nu are entuziasm pentru detalii, pentru chichițe, nu ține cont de șosetele neîmperecheate pe care le găsești acolo sau de cine leagă bicicleta. Tu ai dezlegat-o, tu o legi. Dragostea nu se laudă. Un cuplu pe care îl simpatizăm extraordinar și cei doi glumeau unul cu celălalt. Și el îi spune, ești foarte credincios și extrem de simpatic amândoi și ea spune, am fost o proastă că m-am căsătorit cu tine, el, dar ai fost norocoasă că te-ai căsătorit cu mine. <laughs> nu este, dragostea nu se laudă, nu face să trâmbițeze. Aici un cuvânt pentru fete, dacă vorbește continuu și vorbește continuu și în prezența lui este ta 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 ta. Și tot timpul vorbește despre arizările lui, despre el, și cât de bun este, și cât de dăruit este, și câte alte fete ar fi vrut să fie împreună cu el. Acest vorbăreț va fi cel care va tăcea în lung cu cutia de bere în mână în fața televizorului imediat după ce vă căsătoriți. Nu se trufește, nu este arrogantă. Nu îl privește pe celălalt cu superioritate și nu disprețuiește niciodată, chiar dacă ne dezamăgim unii pe alții în căsnicie. Nu se poartă necuvincios, nu vorbește porcos. trupul ei nu capătă din nou alte denumiri în dicționarul tău personal. La un moment dat, o familie de prieteni și-a uitat telefonul mobil al ei în mașina prietenului care a condus la un moment dat. Și au trecut o zi, au trecut două zile, trei zile și ca să-și recupereze telefonul mobil, probabil soțul uitase unde l-au lăsat, ca să-și recupereze telefonul mobil sau să-și recupereze soția mai degrabă, a sunat pe telefonul mobil al soției, fără să-și dea seama că va răspunde prietenul lor comun. A ridicat receptorul și ce a auzit în receptor a fost tot felul de metonimii și sinecdoce legate de Trupul ei, în glumă, dar de o, de o lipsă de uh, bun simț și de o lipsă de creștere pe care nu le-ar fi imaginat probabil nici prietenul nostru comun, dar probabil nici ea, soția, nu le-ar fi imaginat înainte de căsătorie. Acesta este unul dintre lucrurile pe care noi, soții le lăsăm foarte jos, ca standarde. După ce ne-am căsătorit, devine băi femeie, devine mâine vastă devine bre, fă, mă și nu numai atât. Pot să vă confirme ele. Unul dintre cele mai umilitoare lucruri pe care le pot spune unei femei este să vorbești golănește și ca în armată cu ea despre trupul ei, despre frumusețea ei. Cel puțin atât am învățat din gândarea cântărilor, că cei doi vorbesc impecabil unul despre celălalt. Nu caută numai la ale sale, nu este egoistă. Suntem împreună să facem fericiți pe celălalt. Nu suntem în căsnicie ca să ne facem fericiți pe noi înșine. Îi întreb deseori pe tineri înainte de căsătorie, de ce te, de ce te căsătorești cu ea? Pentru că mă face fericit, pentru că mă face să mă simt bine. Dragul meu, trebuie să inversez perspectiva. Te-ai căsătorit cu ea ca să o faci fericită, o poți face fericită pe această femeie, dacă nu, renunță la idee. Noi ne angajăm într-un proces în care nu ne facem fericiți pe noi înșine, pentru că s-ar putea ca această căznicie, după foarte scurt timp, să-ți ofere posibilitatea ca în urma unui accident cumplit, fața ei să fie desfigurată într-un accident, să fie arsă cu acid, picioarele ei să fie frântă, să nu-ți mai poată oferi ceea ce s-a oferit și să trebuiască să schimbi o lița la terapie intensivă. O vei mai iubi? Povestea violoncelistei Jacqueline Dupre. O violoncelistă genială. Căutați pe YouTube și veți descoperi și pe Wikipedia și veți descoperi, să le mai la îndemână, veți descoperi istoria vieții ei. Este și un film făcut despre ea și sora ei. Ce i s-a întâmplat acestei geniale, nu cred că concertul de Elgar a rămas concertul interpretat de ea. S-a îmbolnăvit de scleroză în plăci. La un moment dat, în timpul unui concert, i-a căzut arcușul, apoi a descoperit că apar alte complicații, nu spun numele, o să descoperiți dumneavoastră cine a fost, celebritatea care a fost în relație cu această violoncelistă. În momentul când s-a îmbolnăvit, atunci a lăsat-o. Și 13 ani de chin, 13 ani de dureri. E petrecut în singurătate, frustrare, durere. Au început romantic. Dragostea lor era aclamată și pe marele scene ale lumii erau împreună, el dirija și ea interpreta. Unde s-au risipit aceste lucruri? Dragostea nu caută ale sale. Dragoste nu-i sare țandra. Nu este ușor de enervat și nu ajunge repede la paroxism. Trece întotdeauna peste răul care i s-a făcut. Nu macină răul în minte, expresia de acolo este nu macină răul, nu se gândește, nu contabilizează, nu contabilizează răul, nu-l mestecă în minte. Nu se bucură nedreptate și ceea ce urmează este un verb compus, ci împreună se bucură de adevăr. Romantismul caută reverie, vis, Ireal, imagerie. Romantismul biblic caută adevărul. Știți care este una dintre cele mai cumplite spaime pe care eu le am? Să merg acasă și să-mi spună soția adevărul despre ce am spus, despre ce am predicat, despre ce am făcut față de copii amândoi sau ce gesturi am avut, confruntarea cu adevărul este dureroasă, dar această confruntare cu adevărul, cu adevărul din viața noastră și cu adevărul biblic, aceasta este ceea ce ne leagă cel mai mult unul de altul împreună. Știu că există cineva în viața mea, cel puțin o persoană, care mă cunoaște la fel de bine ca Dumnezeu, cât de mizerabil sunt. Nu există nimeni altcineva care să-mi știe toate defectele, toate urățeniile, toate mizerile, toate căderile și toate dezamăgirile ei le-am produs. Și cu toate astea ne confruntăm în adevăr și ne învăluim în dragoste. Pe toate le suportă, le îndură, le acopere. Verbul folosit aici în grecești este un verb extrem de elastic și cred că Cornescu a găsit o soluție foarte bună. Acoperă totul. Va veni o vreme în dragoste când va trebui să acoperi să acoperi burta, să acoperi chelia, să acoperi celulita, să acoperi ridurile, să acoperi și să completezi, să completezi dinți, să completezi ceea ce nu se vede. Dragostea suportă, acoperă și completează. Pe toate le crede. Are atâta încredere în celălalt. N-ați întâlnit niciodată bârfa, nu înțeleg, nu înțeleg, este absolut stupidă, cum poate să o ia de la capăt, cum poate să-i dea din nou credit, dar n-a dezamăgit-o încă o dată, nu mai înțeleg nimic. Vă spun eu ce trebuie să înțelegeți, îl iubește, e singura explicație. Și reface întotdeauna, așa, dragostea este credulă, proastă de credulă. O ia din nou de la capăt și din nou de la capăt și din nou de la capăt și din nou de la capăt. Pe toate le îndăjduiește nu-și pierde speranța. Nu-și pierde speranța că celălalt se va mai schimba. Nu-și pierde speranța nici după 30-40 de ani de căsnicie că încă el este mai, mai este încă în proces de sfințire și probabil acel lucru care este căderea lui principală, acel lucru care este defectul lui fundamental, într-o bună zi se va schimba și o ia de la capăt, și o ia de la capăt, și o ia de la capăt. Pe toate le suportă și verbul folosit aici este că ia de dedesubt și ia de dedesubt și are atâta stabilitate, hipomone, suportă, este foarte solidă dragostea, sunt neclintită, fermă. Are temeria zidită pe stâncă. Și cel mai interesant verb care este folosit în sfârșitul uh, lui 8 este: Dragostea nu cade niciodată. Este același verb pe care Esopul îl folosește pentru o muscă care alunică de pe marginea paharului și alunică în ulei. Și în fabula aceasta, atâta țin minte, când am făcut în facultate fabula asta, această, această, uh, muz, uh, această muscă este melopiptein, adică este aproape cât pe ce să alunece și să cadă. Și care este verbul folosit aici pentru dragoste? Dragoste niciodată nu alunică. Dragoste niciodată nu cade. Dragoste niciodată nu se împiedică. Dragoste merge drept, ferm. Vi se pare că se potrivește cu idealul romantic? Vi se pare că zvâgnirea și instinctul sunt comune cu această descriere? Dar, dragile mele, n-ați dori mai degrabă o dragoste care susține și merge ferm și merge drept și în momentul când te uiți în urma lui vezi o cale dreaptă decât unul care este Zvâgnitor, instinctual, oh, genial, extraordinar, excepțional. Dacă ați ști ce poezii scrie, dacă ați ști ce bine își exprime emoțiile, dacă ați ști ce bine uh, vorbește și ce bine recită, și din Stănescu și din Blaga, știa și știa de multe lucruri pe de rost. Oh. Sper ca sora mea să nu se supere că folosesc exemplul ei. I-l am spus și la nuntă, așa că este public. La un moment dat, era un băiat care o curta. Și m-a întrebat, fiindcă tatăl nostru a decedat când noi aveam 5 ani, eu și 3 ani ea, și am devenit un fel de înlocuitor de tată pentru ea și m-a întrebat, ce zici de băiatul ăla? M-am uitat la el, era romantic prin excelență. Și am zis, draga mea, nu o să faci o casă bună cu asta. În același timp o curta un alt băiat. Harnic, muncitor, stabil, celălalt era un excelent artist, nu spun de care, celălalt era simplu constructor. Și am zis, dacă ar fi să alegi de cine te îndrăgostești, apropo de dragoste, că nu cădem în dragoste, ci ne îndrăgostim. Și știm că ne îndrăgostim și dorim să ne îndrăgostim și nu cădem în dragoste, ci ne dăm vânt în dragoste când ne ducem. Și dacă ar fi după mine, eu cred că vei face o căsnicie mult mai bună cu celălalt. Și ce s-a întâmplat? Celălalt a renunțat imediat, artistul, și a zburat din floare în floare, celălalt a rămas stabil, constant, așteptând și a câștigat inima. Dragostea nu are ezitări. De unde, totuși, aceste resurse? Aici mi se pare că este cheia textului și ne apropiem de încheiere. De fapt, este portretul unui om cât se poate de obișnuit. Perseverent, ferm, naiv, credul, senin, răbdător, înfometat de adevăr, binevoitor, amabil, politicos, drept, fără invidii minore, fără înciudări, fără scârbe, fără dosare, fără chiți și bușări ale răului și cu memorii de birocrat. De fapt, este un om obișnuit, bine crescut, cu un caracter frumos. Cum putem ajunge astfel ca să fim demn de iubit și să putem iubi? O scriitoare spune așa: În dragostea adevărată, vrei binele celelalte persoane, în dragostea romantică, vrei doar cealaltă persoană. Avem aici un decor excelent, mulțumesc din nou celor care se ocupă, lui Andreea și celorlalți. Ai de ales în seara asta între lumânarea care iată cât s-a topit de când am început și se va termina la un moment la lumânarea romantică, în acest decor romantic, sau ai de ales între sfeșnicul lui Dumnezeu care înseamnă echilibru. Uitați-vă că brațele țin în cumpănă și această idee a echilibrului este această idee, puteți spune dacă doriți și vă ambiționați, toate calitățile dragostei pe câte o lumânare din sfeșnic. Dar cred că ce mi se pare cel mai interesant în toată această imagine și felicit pe cei care l-au făcut, deși s-au stins ideea, era că art continuu, de fapt art continuu în templu înaintea Domnului, față de lumânarea care se stinge curând și ilustrează neputința omului de a iubi acel decor și romantismul pe care îl vom părăsi și cele două scaune de cofetărie și cele două scaune din, din, din bucătăria noastră romantică le vom părăsi curând față de hrana din adevărata lumină. Ce nu se vede aici este partea cealaltă a sfeșnicului care trece dincolo de nevăzut. De acolo ne hrănim de fapt. Acolo e ancora în lumea nevăzută a lui Dumnezeu. În tine sunt toate izvoarele mele în Dumnezeu. Câteva concluzii Romantismul, la fel ca și umanismul, care plasează prost omul în centrul universului, la fel ca și iluminismul, care identifică greșit problema omului, cum ar fi lipsa cunoașterii. Iluminiștii au zis că noi nu avem problema păcatului, de fapt nouă ne lipsește cunoașterea și omul se va rezolva dacă cunoaște mai mult. Imaginea omului este deformată de romantism. Imaginea despre împrejurimile lui, imaginea despre lăuntrul lui, imaginea despre relațiile lui. Câteva soluții practice. Apropo, laud pe domnul din toată inima pentru postmodernism. În sfârșit, postmodernismul, deși ne-a adâncit în depresie, ne-a scos din modernism și ne-a scos, bineînțeles, din romantism. Este o stare tranzitorie, niciun postmodern, filozof postmodern nu va fi de acord cu celălalt în privința definițiilor, dar eu laud pe Dumnezeu că am trecut în acest pasaj, în Valea Umbrei Morții, și până la urmă se va vedea și lumința de la capătul tunelului, după ce vom ieși de aici. Primul lucru, recuperarea perspectivei corecte asupra cospațialității, asupra faptului că împărțim același spațiu împreună. În urma conlocuirii am văzut noi, în urma împărțirii acelui spațiu și timp, în lumea obișnuinței apare monotonia și ne este afectată relaționarea în dialog. De fapt, noi practicăm în sâncie un timp de dialog și un dialog în timp. Și dacă vrem să recuperăm această idee a faptului că împărțim spațiu împreună și nu suntem doar colegi de cameră, Sugestia mea ar fi să porniți din nou dialogul, încă se mai poate salva. Ne-au întrebat zilele trecute, m-au întrebat pe mine, doi studenți, care sunt cele mai romantice momente din căsnicia noastră? Eram la fabrica de bărbați. Și au prins ocazia să mă întrebe și atunci le-am spus, cele mai romantice momente din căsnicia noastră sunt următoarele. Este dimineața, eu am cursuri mai târziu, duc copiii la școală, mă întorc înapoi și suntem în sfârșit singuri. Și soția mea citește Biblia. Și citește Biblia și îmi spune ce împărtășești. Este singurul timp când ea predică. Dragii mei, aceste momente vor rămâne tot timpul. Și când trupul meu va îmbătrâni, și când trupul ei va îmbătrâni, de fapt este unul dintre momentele cele mai romantice pe care le avem. Cel mai romantic loc pe care le avem nu este patul din dormitorul nostru, ci sunt două fotoli din dormitorul nostru, care eu, pe unul dintre ele stau, și ascult și sunt curios să aflu ce mai știe ea despre Domnul, ce mai știe din Scripturi. Asta nu le poate răpi niciodată. Putința fizică, frumusețea fizică și toate acelea care pentru o vreme ne-au dat momente romantice de altfel. Acestea se vor irosi, se vor duce. Recuperăm faptul că trăim în același spațiu împreună. Și ce sărbătoare este să ocupi același spațiu cu cineva? Vor fi momente și, ne, și spun deseori soției. Vor fi momente când ne va părea rău după acest timp și ne vor aminti când eu voi pleca sau tu vei pleca. Dar există o recuperare a faptului că stăm împreună între patru pereți. Peisaje romantice, da, ieșim, avem un loc drag în care ieșim împreună, împreună cu copiii și sorbim din când în când și știți de, când, de cât des este din când în când, o dată pe an. Uneori de două ori pe an, Anul trecut am fost împreună la un foarte romantic exercițiu de pus ceapa împreună cu copiii și celălalt exercițiu romantic de scos ceapa în natură împreună cu copiii. Cospațialitatea, recuperarea cospațialității. Mulți tineri nu înțeleg ce înseamnă următorul lucru. În jurământul de nuntă dispare, de fapt, de la jurământul de nuntă dispare romantismul când spui până ce moartea ne va despărți. Când spui va despărți, înseamnă că sunteți deja uniți. Și când spui moartea, încep să numere, așa cum spunea Andrei Pleșul Gabriel Licean, într-o într -o întâlnire TV, spuneau, cum, cum anume spune psalmistul să ne numărăm bine zilele? Cum am putea să ne numărăm bine zilele? Și unul dintre ei, nu mai țin minte care a răspuns, numărându-le dinspre cap, spre prezent. Adică, la, la jurământul de nuntă, ești îmbrăcat în haine albe, și stau cei doi și se privesc cu un frigurare unul pe altul și spun: lucru interzis la o nuntă, moartea. Ne va despărți. Atât. Asta înseamnă că vei ocupa același spațiu între patru pereți și acolo se desfășoară dezamăgirile cele mai mari și acolo momentele culminante cele mai frumoase. Acolo sunt cele mai romantice momente. Dacă înveți să ocupi un spațiu împreună, ce trebuie? Un pic de bun simț, civilitate și mai ales naștere din nou. 2. Recuperarea unei perspective corecte asupra contemporalității. Suntem contemporani unii altora. Adică ce înseamnă asta în traducere liberă? Să ne facem timp pentru celălalt. Dragoste înseamnă relație în timp și timp de dialog. Constantin Noica spunea în momentul când noi comunicăm, ne cuminecăm de fapt. Numai creștinii pot înțelege asta. Ce înseamnă să te împărtășești pe tine însă să muști din tine și să dai celuilalt, să te cuminești, să te împărtășești. De fapt, noi avem timp de părtășie împreună. 3. Recuperarea perspectivei normale asupra normalității. Normă, este învecinat cu canon și cu tradiție. Din pricina faptului că am scăpat din vedere că suntem oameni normali și vom fi oameni normali, cu nevoi normale, făcând abstracții de istoria celor din jurul nostru, de aceea suntem dezamăgiți și descurajați. Să recuperăm normalitatea, adică priviți cu curaj, veți fi normali. Uitați-vă că sunt ceile normale din jurul vostru și învățați de acolo. Lăsați prostiile, lăsați filmele romantice, lăsați literatura romantică, sunt toxice, Uitați-vă la oamenii normali care umblă cu Domnul. Și Scriptura ne oferă destul de multe exemple de oameni normali care au umblat cu Domnul. Vă veți recupera cele mai frumoase momente din căsnicie. În momentul când înțelegem că trebuie să trăim într-un oraș normal, între oameni normali, mergând la servicii, crescând copii și tot timpul, asta este una dintre înșelăciunile cele mai mari, cei care aveți copii și schimbați pampers, bucurați-vă de aceste momente, este extraordinar, nu se vor mai întoarce niciodată. Sunt unice. Trăiți timpul la vremea lui, carpe dim, smulge clipa. Recuperați normalitatea. Trăiți ca mame normale, ca tați normali, în locuințe normale. Nu doriți extraordinarul și excepționalul. Este o perspectivă romantică și este o minciună. Care sunt cauzele pentru care pierdem. Așa zisul romantist, de fapt, le pierdem dragostea, egoismul, natura păcătoasă ne transformată, lipsa înțelegerii harului și lipsa iertării lui Hristos. În căsnicie veți spune câteodată: și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Aduceți să vă aminte că Domnul v-a iertat. Recuperați perspectiva corectă asupra harului și civilității. Dragii mei, nu putem prin noi înșine să facem toate aceste lucruri. De aceea. Dacă tot ar fi să cădeți în dragoste, cădeți în dragostea Lui. Și aici vine soluția din Ioan capitolul 15. Începe cu metafora aceea frumoasă a viței. El este vița și noi suntem lădițele. Știți cum se încheie acest pasaj? Mulți îl întrerup acolo unde l-a întrerupt Cornilescu, din păcate. Lunțe după ediția franceză. De fapt, tot ansamblul textului este și se sfârșește cu dragoste. Să vă iubiți unul pe altul cum v-am -am iubit eu. Vă poruncesc. Cum adică, Doamne, ne poruncești? pe ce asta este ca la armată, ne vă poruncesc să ne iubim unul pe altul, vă poruncesc să vă iubiți unii pe altul și toți, soți și soții ar trebui să spunem, da să trăiți, Doamne, am înțeles, o iubesc numai pe femeia asta. Îi poruncă. Dar de unde vine puterea? de a împlini această poruncă, din faptul că suntem ancorați în vița care este Hristos. Resursele mele, izvoarele mele sunt în El. Cuplurile de credincioși din această pricină, pentru că se hrănesc din el și au căzut în el, care este dragoste și Dumnezeu este dragoste, cum scrie la multe dintre bisericile noastre, este Dumnezeu este dragoste. Dacă ai căzut în dragoste, atunci trebuie să cazi în Dumnezeu. Și dacă, spui, dacă ai căzut în Dumnezeu, Domnul Iisus spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. De aceea este foarte interesant Că dragostea alungă toate neputințile și unul dintre lucrurile foarte interesante pe care mi le-a dat să le văd este că la cuplurile de oameni foarte credincioși, aceștia n-au nevoie de niciun fel de adjuvant pentru a avea la 70 și 80 de ani momente de dragoste intimă extraordinare. Dragii mei, bătrânii credincioși sunt bolnavi de romantism, dar nu suferă de lipsă de romantism unele dintre cele mai frumoase pasaje romantice pe care mi le-au scris unii tineri uh, pe, la postările despre acest subiect. Au fost două istorii și amândouă sunt cu bătrâni. La un moment dat o fată vede pe doi bătrâni în tramvai, cum își apucă mâna și se țin de mână unul cu altul și s-a rugat în minte ei și a spus vreau și eu așa ceva. Nu la tinerețe, e proba romantismului, Ce dacă ai învățat să spui până când moartea ne va despărți. Aceștia doi, pot să acopere totul pentru că speră la preschimbarea trupurilor și la desăvârșirea prin sfințire a sufletului. Ei pot să creadă totul pentru că știu că celălalt este angajat în același proces de sfințire și curățire și dorește la fel de mult ca și el schimbarea după chipul Domnului Său. Ei pot să nădăjduiască mereu pentru că viitorul li se scurtează spre groapă, dar trece dincolo de mormânt. Pot să sufere totul pentru că știu că suferințele acestea sunt de o clipă și sunt produse de firea noastră neschimbată pe care o vom preschimba într-o zi. Cel mai romantic iubit pentru un credincios sau pentru o soție credincioasă este cel care își iubește cu desăvârșire Dumnezeul. Atunci este cel mai romantic pentru un credincios. Vin acasă și spun soției, Auzi să nu mori, că eu mor după tine. Adică nu o să treacă mult și mor după tine. Și îi spun după aia, te iubesc mai mult decât orice în lume. Ea stă și se uită destul de rece la mine și spune, Dumnezeu, mi-a tot avântul romantic, dar are o intuiție spirituală extraordinară. În momentul când îl iubești din toată inima pe Dumnezeu, Dumnezeu te umple de dragostea Lui și îți revarsă dragoste de umple paharul și dă peste El. Vreți să deveniți romantici, dragii mei? Nu stă în furnicături, în mâini, nici în palme umede, nici în fluturași în stomac și nici în tremurături de genunchi. Dacă vrei să devii cu adevărat romantic și să recuperezi toată dragostea pe care ai pierdut-o, sau dacă speri la o dragoste cum nu s-a mai văzut, excepțională, iubește-l cu toată inima ta, cu toată mintea ta cu toată simțirea ta, nu mai lăsa niciun centimetru pătrățel ocupat de altcineva și în momentul acela Dumnezeu te va umple de atâta dragoste încât vei revărsa dragoste în jur pentru ea, pentru copii, pentru cei din jur. Și dragostea aceasta va fi ca fața strălucitoare a lui Moise când te cobori din prezența luminii Domnului. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată ființa ta și vei avea resurse să iubești pe ceilalți. Dacă aș vrea să fac o contrademonstrație acestui adevăr, știți ce aș face? Aș lua două îndrăgostiți care se iubesc de nu mai pot, de nu mai pot, realmente. Așa, și te uiți la ei și dulci, nimic nu-i mai frumos ca ei. Dacă aș avea destui bani, i-aș căsători rapid și de urgență și fără anestezie și i pune pe un avion și i-aș trimite în laguna albastră. După nici trei luni de zile se vor plictisi cumplit în absența unei comunități, de prieten, în absența bisericii, în absența relațiilor, el va muri de plictiseală că nu are ce face. Ea va muri de plictiseală, de ce credeți? Că stă în prezența lui. Și ne ucidem, dar da, în momentul când intervine al treilea, când Dumnezeu cel infinit este contemplabil și când stăm în fața frumuseții infinite a lui Dumnezeu și când îl admirăm frumusețea lui și perfecțiunea lui și bunătatea lui și nu uitați, Dumnezeu este dragoste. Noi avem nevoie de dragoste romantică. Ducă s-ar pe pustii. Avem nevoie de dragoste dumnezeiască. Și cum poate da Dumnezeu dragoste, nu pot da nici toate amintirile noastre din filme, nici toate amintirile noastre din cărți, dragoste dumnezeiască. Iubiți-L pe Dumnezeu cu toată ființa. Și apoi veți deveni cei mai de dorit bărbați. Fetelor, iubiți-L pe Dumnezeu ca miresele, îndrăgostite de Hristos, să fie gândul numai la El. Și vei deveni cea mai de dorit mireasă. Și cei doi, cel mai romantic cuplu. Toate izvoarele mele sunt în tine, îi spun Domnului. Și în încheiere, vă mulțumesc și îmi pare rău pentru depășirea timpului, scoateți timpii de montare, de montare de microfon. Dar vă mulțumesc pentru, pentru seara aceasta. Ca să înțelegeți ce înțeleg prin romantism, eu spun că seara aceasta a fost o seară romantică. Pentru noi, ca familie, a fost o seară romantică. Suntem împreună cu fiul nostru, cu fica noastră, și a fost o seară romantică. De ce? Pentru că romantismul înseamnă extraordinar. Dacă ai făcut ceva extraordinar, adică ai slujit cuvântul, dacă ai fost împreună cu frații, cu surori, este extraordinar. Nu-i romanticul cel care înalți extraordinarul. Tot ce vi se întâmplă extraordinar. Nașterea unui copil este extraordinar. Este un moment romantic. O seară de părtășie este extraordinară. Și mulțumesc pentru o seară romantică. Domnul să vă binecuvinteze. în fața căreia ați cântat la chitară în această seară s-a stins deja, avem reflectoarele, putem discuta la rece despre o seară romantică și o să vreau să fac mini-mini rezumatul acestei seri, începând chiar cu întâlnirile de dinainte de prezentarea dumneavoastră, întâlnirile cu participanții care au acceptat să ne spună câte ceva despre acest subiect. Dacă există dragoste romantică, da, există cum ați defini-o, aici lucrurile se complică puțin, dar e vorba în principal de sentimente, de sentimente care, iarăși, se împart lucrurile, ar trebui să dureze o viață, dar se întâmplă să nu dureze decât foarte puțin. Depinde de interlocutor. Dacă se cunosc exemple din Biblie, de dragoste romantică, și da, și nu. Dacă ne putem imagina un cuplu în vârstă trăind o dragoste romantică, da, categoric uh -huh. da. Toți vor și toți au văzut așa ceva. Dacă una dintre cauzele divorțurilor, astăzi, e dispariția pasiunii, da. Fie pentru că fără pasiune nu mai e căsnicie, fie pentru că fără pasiune și fără niște principii, chiar că nu mai uh -huh. e căsnicie. Și bineînțeles. Dacă pasajul din 1 Corinteni 13 se aplică la dragostea dintre cei căsătoriți, un da mare. Presupun că l-așteptați. Excelent. Da da. da, da, sunt foarte încântat de răspunsuri. Ei bine să revenim la manifestul dumneavoastră antiromantic. Mi-am mai revenit. Eram foarte speriată că veți desfința romantismul cu totul. Dar de cum ați început să ne plimbați prin clișee, mi-am dat seama că va fi cu happy end. Da, da. De fapt, asta am și intenționat, pentru că trăim într-o generație care, din cauza lipsei lecturii și inundat, inundării minților cu imagerie, din cauza acestui handicap, nu își mai înțeleg rădăcinile și nu înțeleg unde se înrădăcinează ideea aceasta de dragoste romantică. De aceea am încercat în timpul prelegerii, mai multe se prelege decât a fost o predică, să facem o scurtă schiță în creion a romantismului um, pe care îl aflăm, ca și curent cultural, mișcare ideologică. Este important să ne înțelegem rădăcinile după, rădăcinile după epoca industrială, după urbanizare, prelungirea adolescenței, urbanizarea forțată, care a produs în marile aglomerări urbane o mulțime de fenomene sociale care s-au reflectat în operele literare mai apoi. Și este important să înțelegem că nu, noi nu trăim această, această idee de romantism vulgar, uh, care înseamnă un moment romantic sub clar de lună, desprins de opere literare care ne-au influențat, chiar dacă nu le-am citit, uh, sunt în media, le găsim în filme, le găsim în filmele produse de acum 2-3 ani, care sunt neoromantice prin, prin conținut, prin... Uh, uh, trăsăturile pe care le, le are acea operă literară, le găsim în, în, în telenovele pe care le urmăresc cu spodinile în fiecare zi, le, le găsim în, 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 în romanele care se scriu astăzi și pe care le consumă publicul. Deci, Pentru că toți avem această nostalgie romantică. Romantismul este o stare de spirit, o tânjire a ființei după ceva, dincolo de ceea ce a reușit să încapsuleze curentul cultural în sine. Noi tânjim după această uh, experiență excelentă, extraordinară, dincolo de putințele noastre, dincolo de posibilitățile noastre de expresie. De aceea, fiecare cuplu, naivitatea lui, își visează că el va fi cuplu unic care uh, va reconstrui experiența romantică de săvârșită. Acum, parafrazez așa, foarte de departe, un poet contemporan care spunea că își pusese în gând să scrie cu un versunare, să scrie la sânge, să scrie, să dea totul. Iar tu se din vedere, zicea el, faptul că viața e lungă, poate fi lungă. Da. Și că inspirația trebuie să nu țină pas. Da, viața poate fi lungă sau viața poate fi scurtă. Asta este una dintre lucrurile care uh, ne, uh, sunt uh, unul dintre lucrurile care generează cele mai multe uh, uh, idei și un cadru romantic, uh, dar și ne aduce aminte că trebuie să renunțăm la idealul romantic și este moartea. Și tinerii o amintesc Chiar în momentul căsătoriei, dacă am pornit de aici, de la faptul că moartea se apropie, că îmbătrânim, că trebuie să petrecem timp împreună, ocupăm același spațiu, cum spuneam în sfârșitul prelegerii, probabil am reușit să recuperăm adevărata dragoste, iubirea Dumnezeiască. Și teza pe care am mers este că trebuie să ne smulgem din mersul lumii acestea, cum spune Apostolul Pavel în, în Efesen să ne smulgem din mersul lumii acestea, care este ca un trepidat de tren. Probabil s-a întâmplat. În momentul când mergeți cu trenul și coborâți după o lungă călătorie cu trenul, o să rămână acel tăgdum, în continuare ca ritm, în, în, îl simțim așa cu, cu organele interne. La fel este mersul lumii acesta, este un ritm din care trebuie să încercăm să ieșim redefinind anumite lucruri, redefinind ce înseamnă dragoste, redefinind ce înseamnă dragoste dumnezească versus dragoste romantică. Și am pus de asta, am pus cele două concepte. Dar vă pun întrebarea unui prieten bun care zice Dacă între un bărbat și o femeie care vor să împartă viața Nu e dragoste romantică, atunci ce e? Ce poate fi? Ce altceva poate fi? Atunci când dispare dragostea romantică, rămâne dragostea În cel mai bun caz Și cazul ideal pe care eu l-am propus Pentru că um, imediat ne dăm seama că suntem ființe limitate Că suntem ființe care avem zile bune, zile rele că timpul nostru este scurt, că timpul nostru este alternant, avem timpuri bune, timpuri rele, și ființa umană căzută în general nu poate să rămână constantă, consecvent. Atunci resursa dragostei, după ce s-a terminat să resursa dragostei romantice, trebuie să vină în altă parte. Așa se dragostea romantică cu un foc de paie, și cei care știu să facă focul la țară, știu că niciodată nu mergem cu chibritul să aprindem un Dita mai bârna ci întotdeauna facem un foc de paie, de asta spunem, ah, foc de paie, dar nu s-ar putea aprinde focul fără focul de paie. Dragostea, așa zis romantic, este acel foc de paie, acel prim instinct, prim impuls, aceea, ce americani numesc chimia personală, te simți bine cu o anumită persoană, visezi visez la, la, partenerul de viață și m-aș simți bine, cred că aș putea împărți același timp și același spațiu, aș putea fi contemporan cu această persoană și să mă împărtășesc, să-mi împărtășesc spațiu, să-mi împărtășesc timpul cu acea persoană. Și atunci începe, începem să gândim la dragoste, dar tocmai asta este ceea ce distruge focul acesta de paie. La un moment dat ajungem să împărțim chiar același spațiu. Și apare monotonia, apare plictiseala, apare uzura. Ce poate să aprindă acest foc? Numai dacă ne uităm în altă parte, specialiștii în creativitatea umană, pentru că dragostea romantică ține foarte mult de creativitate. Specialiștii în creativitate și specialiștii care au, care au studiat uh, marile de descoperiri au ajuns la următoarele concluzii. Creierul uman este ca un, ca un birocrat cu, mâne, cu mânești negre care stă în fața bibliotecii și nu te lasă să treci. Tot ceea ce ai de făcut ca să ai o nouă descoperire este să ia abați atenția. Ei, la fel este și în dragostea între două persoane. Ca, dacă ne concentrăm unul asupra altuia, ca parteneri, dacă eu cu soția mea merge într-o lungă, lungă lună de miere de trei luni, în două săptămâni probabil m-aș plictisi de moarte, deși sunt în fața prea iubitei mele, ea probabil ar simți dorul de copii, dorul de implicare, dorul de implicare eclesială, dorul de implicare socială, în care pe care, care este unul dintre lucrurile pe care le face aproape zilnic și atunci am descoperit că de fapt noi nu suntem de ajuns unul altuia ca să ne putem iubi în continuare trebuie să ne abatem atenția unul la celălalt adică să ne concentrăm noi în altă parte eu am propus tinerilor în seara asta să ne, să ne, să ne abatem atenția către cel mai extraordinar fac un superlativ imposibil. nelegitim, da, imposibil cel mai extraordinar, cel mai excelent, e de Dumnezeu însuși. În momentul când îți atenția spre Dumnezeu și când îți ocupă inima Dumnezeu, descoperi că, într-adevăr, poți în aceeași inimă, în mod paradoxal, să încapă persoana iubită și să ai resurse de dragoste infinită, din cauza celui infinit la care ți-ai atenție. În momentul când noi ne concentrăm asupra persoanei și îi spun soții mei, te iubesc, nu mai pot fără tine, n-aș putea, tocmai atunci se risipește dragostea ne scapă din, din mână. Dragostea este un sentiment care nu poate fi analizat, nu poate fi psihanalizat, nu, nu poate fi pus pe masa de operație să-l desfacem, să-l demontăm, că rămânem cu piesele în mână. De aceea cel mai înțelept lucru pe care l-am face, l-am făcut și îl propun tinerilor care ne urmează ca generație, este să-și abată atenția de la persoana iubită spre un alt iubit, Dumnezeu, și atunci, în mod paradoxal, se va lovi ca într-o oglindă dragostea lor și să va reflecta spre persoana iubită. În momentul când ne concentrăm la nevoile noastre, e și mai deteriorant. La egoismul nostru și când mă gândesc că intru în asta ca să fiu fericit, nu va exista nicio persoană în lumea asta să mă împlinească. Nu va exista nimeni care să mă iubească în mod desăvârșit. Eu nu sunt desăvârșit, ea nu e desăvârșită. Și atunci toate nădejdele mele se spulberă. Și se întâmplă acele lucruri pe care am glumit la început, dar am glumit cu un, cu o lacrimă în colțul ochiului, pentru că sunt atât de, de dramatice. Dacă din ecuație lipsește Dumnezeu, pentru că în viețile multor oameni lipsește din această ecuație mm -hmm. elementul Dumnezeu, le dați vreo șansă da, să trăiască? Da, da sigur. Dragoste. Am întâlnit cupluri de atei, oameni extrem de cum să cade, pentru că, așa cum spuneam, ca doi oameni să conviețuiască împreună, trebuie o, o multă civilitate, mult bun simț, educație și cred că pe baza civilității și educației până la un moment dat oamenii pot avea o conviețuire decentă, dar poate chiar o conviețuire um, um, frumoasă, admirabilă, cel puțin în exterior. Problema este ce se întâmplă după, problema este ce se întâmplă în timpul morții, când unul din parteneri pe care l-am iubit, pe care celălalt l-a iubit, dispare. Atunci este momentul în care un astfel de cuplu extraordinar de, de, oameni care nu au perspectiva veșniciei intră în criză. Și s-a întâmplat recentisime. Un mare actor a murit și soția s-a sinucis, neputând suporta despărțirea. Aceasta este criza în care intrăm, pentru că viața noastră continue, continuă. Și unul dintre lucrurile pe care le spun tot timpul celor care au tendințe suicidare, este de-abia începem, n-am sfârșit-o. Acum sfârșesc cu totul și îmi iau în pun capăt zilor, dezamăgit în dragoste fiind. Și așa este un gest romantic să-ți iei capăt zilor din, din, din dragoste. Dar problema noastră este că de-abia începe. Și cuplurile de bătrâni credincioși au un alt, un alt fel de romantism, trăiesc un, un alt fel de dragoste Întreciere, un alt fel de căldură sufletească, ca unii care au perspectiva de dincolo, de bătrânețe, de dincolo de viață. Deci, dacă bine am înțeles eu, reproșați romantismului proiecțiile false Sigur. și supralicitarea. Ați dat exemplu individului care, înainte să și înainte să-și o ia de nevastă pe aleasă, o supune Copleșește. unor gesturi romantice. Da cu nemiluita da, și uh, viitorul socru zice o strici, Da, da, da. da, supralicitarea. Deci și supra și uh, în consecință își strică propriul viitor, pentru că niciunul dintre noi nu rezistă la un asemenea ritm. Nu vorbesc aici de ritmul financiar. Ce ar însemna ca în fiecare zi, dacă aș avea bani, să-i fac cât, cât surpriză uh, soției cât o găleată de flori. Pănuiesc Uh, ființe slabe fiind și, și de asta se va plictisi la un moment dat. Nu, nu rezistăm, nu că nu rezistăm noi bărbații să îngenunchem în piață în fiecare zi dacă trebuie, dar uh, în, la o, ființa umană se plictisește, este singura ființă de pământ, cred, care conștientizează plictisul față de alte animale care stau ca lei și nu fac nimic, dar nu conștientizează plictisul. Omul conștientizează plictisul și plictisul, monotonie este parte din uh, um, din dispariția romantismului. Și pe de altă parte e înțelepciunea și creativitatea într-o sumă care s-ar putea traduce prin bun simț. Da, și soluția mea a fost să ieșim din noi și să căutăm soluții în altă parte. Toate izvoarele mele sunt în tine, era concluzia mea, adică în Dumnezeu. Ne extragem uh, resursele, puterile de a iubi din afară. Dacă le căutăm în noi, la unde să vor goli. Paharul meu nu poate fi plin de, de peste el dacă nu este umplut din altă parte. Și ca să pot să revărs de dragoste către celălalt, trebuie să mut punctul de aplicație dinspre mine, spre ea, dinspre Dumnezeu, prin mine, spre ea. Am conștiința faptului că Dumnezeu m-a dăruit ei, așa cum am conștiința că ea mi-a fost dăruită mie. Nu ca să mă facă pe mine fericit, ci Dumnezeu mi-a dăruit soția mie ca să o fac fericită. și atunci se schimbă toată paradigma așa cum ea că mi-a fost dăruit acest bărbat ca să fie ajutor potrivit ca să-l împlinesc. În momentul când judecăm lucrurile așa, deja lucru, lucrurile se încrucișează în mod fericit și fiecare gândim la, unul alt, la, la, fericirea altuia. În engleză sună foarte bine ceea ce spunea o scritoare de limbă engleză. Spunea, în dragostea reală, oamenii vor binele celuilalt. În dragostea romantică, îl vor doar pe celălalt să-l abuzeze, să-l posede, să-l consume. Trebuie că dragostea pe care ne-o propune Dumnezeu are o logică și o sănătate ce funcționează realmente. Chiar dacă omul îl scoate pe Dumnezeu, pe dătătorul darului din ecuație, se poate bucura de darul dătătorului. Așa că vă invit încă o dată să-l scoatem din ecuație pe Dumnezeu și să ne gândim la cazul unor oameni care sunt invitați să acopere totul, să creadă totul, cum ni se spune în Corinteni despre dragoste, pentru un om care pare, pentru un celălalt care pare irecuperabil și care nu mm. se lasă cucerit de consecvență, de răbdare, de așteptare, de dacă dragoste. Luăm, dacă luăm toate criteriile romantismului și le aplicăm cazului cazul este cea mai romantică dragoste posibilă. Pentru că a, 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 povestea noastră s-ar putea trans, transcrie într-un roman, s-ar putea pune într-un film și ar fi, omul după criterii, da, omul care luptă, e personajul care luptă împotriva a, tuturor celor care îi se împotrivesc, adică excepție, excepționalul, extraordinarul. care escaladează imposibilul. Sigur, păi asta este personajul romantic, care face extraordinarul. Deci, după definiția dumneavoastră, acea dragoste este o dragoste perfect romantică. Mai degrabă, mai degrabă dragostea pe care o descrie Apostolul Pavel este o dragoste obișnuită de apartament, de sufragerie și bucătărie, în care cei doi sunt binevoitori, în dragostea este binevoitoare, este amabilă, este politicoasă, nu ține râcă, nu-i sare țandăra. Deci mai degrabă Apostolul Pavel se mișcă într-un stil de menuet clasic decât dragostea pe care o descrie dumneavoastră. Deci dacă ar fi să, să opunem cele două lucruri, aș găsi mai mult romantism în acea poveste tragică, nereușită și, probabil, cu un uh, fără happy end, cu un sfârșit dramatic, ăsta este romantism. Trăirea excepțională, trăirea în afara limitelor, limitelor normalului. Normal este ca doi oameni să căsătoresc. Ce visează fiecare, fiecare dintre perechile care ne ajung la altar? Uh, uh, să se căsătorească, să aibă copii, să trăiască normal și au trăit până la dâns bătrânețe. Să fie fericiți. Da. fericiți până la dâns bătrânețe. Vedeți că în Corinteni, în pasajul amintit, zice totuși chiar dacă, ceea ce înseamnă că nu se exclude gestul romantic, gestul Sigur, excepțional. Așa cum nu se exclude, spune, dragostea suferă totul. Deci acolo este implicat faptul că uh, cei doi vor suferi. Și pentru că dragostea suferă totul înseamnă că sunt celălalt de motiv de suferință. Și avem și ocazii să mutăm vorba pasajului munții din loc, chiar dacă aș avea putere să mut da, munții da, din da, loc. Da, da sigur. Deci Dacă nu un... am dragoste, nu sunt nimic, dar cu dragoste, ce frumos ar fi să aruncăm munții. Deci să aruncăm munții, dar cu dragostea. Da. Cu dragostea din, în acțiune. În cu forța dragostei în acțiune. Ziceați de dragostea descrisă în 1 Corinteni 13 că e extraordinarul din Baranteză. Mhm. Mm da. Dar chiar dacă e pus în paranteză, e un extraordinar care are o forță ce, ce nu putem ignora. Sigur, și cred că dacă citim, dacă citim pasajul până la capăt, eu m-am oprit la un moment dat și felul în care încheie apostolul este, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dacă vă uitați un, un verset mai sus, în, în contextul anterior, credința și nădejdea sunt incluse în dragoste. Dragostea crede totul, dragostea și totul. Acum dar rămân aceste credințe, nădejdea și dragostea. Dragostea le include, ea este cea mai mare, ea le, ea le consumă și pe celelalte două. Este ceva care lipsește acolo, suferința. Și imnul se încheie, toate vor avea sfârșit, cunoștința va avea sfârșit, deci nu are rost dacă știi toate limbile îngerilor, că oricum vor avea sfârșit, toate limbile oamenilor vor avea sfârșit, filozofia, misterele, tainele științii vor avea sfârșit. Dar rămâne dragoste. Cine a investit în dragoste, cine a investit într-o astfel de dragoste, rămâne, o astfel de dragoste rămâne, rămâne eternă. Acele, faptele acelei dragoste rămân, sunt contabilizate altfel din perspectiva divinității. Și în următorul capitol alunecă din nou în cadrul eclesial. De aceea cred că acest pasaj, această paranteză, această divagație poate fi luată și poate fi întinsă în orice relație pe care noi trăim, relații uh, eclesiale sau relația de cuplu. Și deci această dragoste, de fapt ați zis la un moment dat, adevărata dragoste romantică, dragoste da. romantică da. adevărată. Înseamnă sau... că în înțelegerea dumneavoastră dragostea. Include dragoste. Dar n-aș fugări din vocabularul nostru dragoste romantică, pentru că dacă ne, ne, Puh, ne, ne. Trebuie să răscumpărăm termenii, și cred că asta este una dintre. Cred, de fapt, că asta ați văzut. Da, da. Asta e una dintre mun muncile teologului să răscumpere uh, termeni care au fost confiscați. Și termenul dragoste este abuzat și folosit în mod uh, spurcat de, de contextul nostru cultural deci aceea trebuie să răscumpărăm acești termeni și când spun adevărata dragoste romantică este că nu exclud ideea între cei trei termeni în care am încercat să fac area semantică, iubire, dragoste, amor, în creștinului nu este interzis și, bineînțeles, dragostea a eros. S-au scris o grămadă de tratate care au opus, au spus agape versus eros. Și îmi spunea un prieten, am alergii de acest versus, pentru că cele două nu se bat cap în cap. Ba, Agape include în interiorul căsniciei și uh, dragostea ca eros. De asta cred că putem să uh, răscumpărăm termenul de dragoste romantic înțelegând ideea românescului amor, um, erosul și chiar amorul, care nu este amorul nelegitim interzis, așa cum este uh, uh, de la Caragiale încoace cuvântul amor contaminat, acest deci înțeles uh, da, da, bășcălios, în deriziune. Ci el, trebuie răscumpărat. Eu sunt amorezat de soția mea, dar pe de altă parte o iubesc. Dar pe de altă parte am dragoste pentru ea și toate cele trei se întâlnesc în căsnicia noastră. Mulțumim frumos, continuăm cu entuziasm data viitoare.